Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Tu ești o fire muncitoare, atentă, intenționată și pragmatică. Puțin au un astfel de simț practic și înțeleg mai bine esența situației. Îți iei foarte în serios munca și nu eviți responsabilitatea. Spontaneitatea nu este tipică pentru tine, astfel că ești rare ori cooptată pentru ceva nou fără gândire și fără planuri preliminare. Ai o gândire structurală și, prin urmare, ca un arhitect bun, pregătești o fundație solidă înainte de a începe să construiești. Tu ești în mod serios absorbită de mișcarea progresivă spre înălțimi, sporind statutul tău vital. Bineînțeles, unele au fost binecuvântate de soartă, dar cel mai adesea a deschis calea către succes prin luptă. Odată ce ai făcut un pas, nu vei fi de acord să coborim cea mai mică categorie. De fapt, cei care au scăpat de sărăcie demonstrează adesea o ignorare clară a strămoșilor lor. Te simți cel mai confortabil la mijloc și, desigur, în cea mai înaltă clasă a societății. Bunăstarea materială, satisfacția morală, confortul și siguranța, acestea sunt țelurile spre care te străduiești. Tema trecerii la vârf poate fi considerată dominantă în viața ta. Ești devotată ideii de auto-îmbunătățire în sensul său cel mai profund. Fără să te închizi în sine, folosești orice ocazie pentru a-ți îmbunătăți familia și cercul interior. O memorie strălucitoare te ajută foarte mult în acest lucru, precum și un optimism care depășește granițele obișnuite. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: diligență, precizie, realism, minciună, concretență, înțelepciune practică, claritate. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari Planeta ta în exil este Luna. ea este responsabilă pentru gravitatea și ta de sentimente, poți avea un sentiment profund de insecuritate, deoarece cauți în mod constant ce mai bun, în același timp, tu insiste asupra împlinirii impecabile a tuturor dorințelor și aspirațiilor tale, de aceea este deosebit de dificil pentru tine să faci față eșecurilor. Recunoașterea incapacității de a obține rezultatul dorită te poate împinge în procesul invers, degradare, pe care pur și simplu nu ai dreptul să o permiți, datorită mândriei excesive, urăști când te afli într-o poziție mai mică decât cei pe care îi cunoști, din toate motivele de mai sus, riști să pierzi simțul realității în ceea ce privește abilitățile și posibilele căi de a obține succesul. Nu prea interesată de opiniile altora, te bazezi în mod inutil pe propria ta intuiție și înțelegere, dar uneori aceste lucruri duce la izolarea completă și pierderea prietenilor. Pe de altă parte, atunci când permiți altora să intre în lumea ta interioară, poți deveni adevărat stăpân al situației, deoarece optimismul tău este foarte aprins, cu toată încăpățânarea. Trebuie să te străduiești să te asiguri că bunătatea și măreția ta rămân trăsături dominante ale caracterului, deoarece aceste calități îți permit să atingi bunăstarea morală. Nu trebuie să uiți că atitudinea dezinteresată față de rude, abilitatea nu numai de a primi, ci și de a face daruri sunt obiective demne de dorit. În plus, în niciun caz nu ar trebui să uiți rădăcinile tale. Ești înzestrat cu astfel de proprietăți, Ești o persoană stabilizatoare, loială, sensibilă ce predică ideea de autonbunătățire spirituală într-o măsură mai mare. În această idee, tu nu te închizi deloc, din potrivă, ești deschisă spre comunicare, pur și simplu îți transferi aspirațiile spre autonbunătățirea familiei și a cercului tău apropiat, ești destul de dureroasă atunci când te confrunți cu eșecurile tale. Nu este ușor pentru tine să accepti faptul că ceva a mers prost față de planul tău frumos și chiar împotriva dorințelor tale. În adâncul sufletului tău, vei regreta că într-un anumit moment nu ai arătat flexibilitate, dar ți-ai păstrat încăpățânarea și ai pregătită atunci însă ți acest eșec. Dar aici este paradoxul și principala greșeală ta, încă odată, într o dată într-o astfel de situație, tu vei face din nou o astfel de greșeală. Vei merge din nou până la sfârșit. Cum afectează data de 13 ianuarie soartata? Ești un capricorn tipic, pragmatică, muncitoare, încăpățânată în atingerea scopurilor tale, tu stai ferm pe picioarele tale, ești practică și bine orientată în viața reală, nu te plimbi prin nori, responsabilitatea nu te sperie, ești serioasă, ești complet scufundat în muncă. Nu îți place riscul și ușurința? Te gândești mult timp și faci planuri înainte de a decide ceva nou. Pentru tine, succesul în cariera profesională este extrem de important și nu atât de mult pentru recunoaștere, ci și pentru creșterea confortului. Ești pur și simplu absorbită în ideea de a-ți ridica statutul, reușești în acest lucru, nu te vei lăsa niciodată să cazi. Poți fi una dintre cele răsfățate de soartă, Primindă daruri pe o tavă, dar de regulă trebuie să lupți și să faci eforturi pentru a-ți ocupa locul sub soare. Pentru tine este atât de important statutul social, încât ești în stare să-ți rănești arborele genealogic fără remușcări dacă strămoșii tăi erau în sărăcie, poți fi deprimată și extrem de văduvită de sărăcie, așa că depui o mulțime de efort și energie pentru a ieși din ea, când ajungi din mijlocul scării de carieră te simți mult mai bine, înconjurându-te cu lucruri scumpe în care găsești confort, și cu cât sunt mai scumpe mașinile, voucherele de vacanță în diverse insule și țările noi neregistrate, cu atât ești mai fericită. Condiții de siguranță și condiții de viață confortabile, te conduc în viață. Progresul spre laurii de renume este ghidul tău, iar pentru tine nu este dificil, ci, din potrivă, este plăcut să ți dedici viața. Autoperfecționarea și analiza nesfârșită a acțiunilor tale îți răpesc foarte mult timp, însă ți aduc cu adevărat plăcere, astfel încât nu ești obosită de astfel de lucruri. Optimismul inepuizabil care trece adesea peste limită, precum și memoria excelentă te ajută să-ți atingi toate obiectivele, uneori celorlalți li se pare ca o de-a face cu un calculator. La prima vedere, se pare că nu vezi nimic altceva decât propriul tău beneficiu, dar acest lucru nu este adevărat. Tu nu vei da banii câștigați din greu în dreapta și stânga, dar vei asigura familia ta în întregime. Mândrie excesivă poate să se înmoaie în tot felul de necazuri, deoarece ți este dificil să accepti ajutorul temporar din afară. Succesul altcuiva te poate supăra tu nu îți poți permite să fii mai mic în rang în fața unui vechi prieten sau coleg de clasă. Tu ești foarte pretențioasă cu ceilalți ca și cu tine însă În plus, nu ești obișnuită să asculți opiniile altora și adesea în căutarea succesului poți supăra pe cei din jurul tău cu indiferența față de problemele lor. Tu te poți îndepărta de propriile tale probleme, încât vei uita completă de lumea din jurul tău, trecând de treptat în izolare totală. În orice caz, o astfel de detașare temporară poate să nu fie plăcută prietenilor și familiei, ceea ce ar putea avea ca rezultat încălcarea relațiilor pozitive, dar dacă tu permiți oamenilor să se apropie de lumea ta interioară, totul va merge foarte diferit. Într-adevăr, în ciuda încăpățânării puternice ca oțelul, cu tine este foarte distractiv și ești într-adevăr capabilă să câștigi oamenii sinceri și iubitori. Dacă rudele te vor susține cu sinceritate în toate eforturile, cu siguranță te vor face fericită. Apoi, la rândul tău, rambursezi la fel. Ar trebui să încerci să nu blochezi generozitatea pe care o ai prin natura ta, în caz contrar riști să devii robot fără suflet care să îndeplinească o serie de sarcini. Nu-ți ucide copilul interior, înmulțește averea morală, dragoste și compatibilitate. În afara ta ești destul de rece, dar înăuntru ești receptivă și sensibilă, cu toată timiditatea, ești capabilă de o pasiune profundă, loialitatea joacă un rol cheie în relația ta, nu te grăbi să te alături unei uniuni pe termen lung până când nu vei găsi un partener potrivit în care să poți avea încredere, deși ești destul de puternică, stabilă și modernă, întrebarea este aceasta când este timpul să începi o familie. Astrele te sfătuiesc să optezi pentru semnele care ți se potrivesc cel mai bine, iar acestea sunt fecioarele, scorpionii și peștii. De exemplu, opțiuni destul de bune pentru crearea unei căsnici de succes sunt cu taur, vărsător și capricorn, unde șansele unei căsnicii de succes sunt de 50 pe 50 cu aceștia vei prioritiza și împărtă și doar responsabilitățile și vei reuși. Un cuplu demn împreună cu leu, săgetător și berbec, este puțin probabil să se lege. Cele mai puține opțiuni e cu balanța și racul. Tu fiind stabilă și conservatoare, vei fi neplăcut surprinsă de aceste semne, de viziunea lor asupra vieții, vei trăi cu ei pe etaje diferite, între care nu există scări și nici lift locuri de muncă și carieră. De cele mai multe ori, pentru a-ți atinge dorința, tu trebuie să devii războinic adevărat. Viața este crudă și departe de a da tuturor bine cuvântările sale. Doar în sus, să cobori pe scara socială este absolut inacceptabil pentru tine. Clasa mijlocie și superioară a societății este scopul tău. Independența materială, banii, confortul, Satisfacția de la locul de muncă și plata primită sunt lucruri pentru care te străduiești, încerci în mod constant să devii mai bună, să te îmbunătățești singură și calea de sus este poate cel mai important lucru din viața ta. În spatele ușilor închise, încerci să strângi prietenii apropiați și membrii familiei tale. Optimismul, vitalitatea și memoria excelentă te ajută să întruchipezi dorința în realitate. Sănătate și boli Din punctul de vedere al sănătății, poți fi puțin paranoică, mai ales că această trăsătură se accentuează la maturitate, când sănătatea se înrăutățește din ce în ce mai mult, cu vârsta devii prea preocupată de sănătatea ta, poți manifesta un interes spărit față de afecțiunile tale și chiar îi poți teroriza pe doctori, încearcă să nu consideri medicii ca vrăjitori și șamani care pot face orice miracol. Este mai bine ca miracolul să nu fie necesar. Poți avea probleme deosebite cu articulațiile, în special în ceea ce privește vârsta înaintată. În acest sens, exercițiile active sunt foarte utile și nu ar trebui să fii prea departe de ele. Cea mai sănătoasă dietă pentru tine este utilizarea de porții mici de hrană și frecvente. Introducerea de legume proaspete în dietă poate crește semnificativ reziliența ta. Destinul și norocul, în realitate e o natură foarte controversată. Personal am impresia că mă întâlnesc cu două femei. Acum una este prietenoasă și amuzantă, apoi greoaie, impregnată. Nu se poate anticipa în ce stare vei fi, cu care dintre ele mă voi confrunta la un moment dat sau altul. Acest comportament pe dualist este foarte dăunător pentru tine, oamenii de obicei nu doresc să facă nimic cu tine pentru că nu se bazează pe tine, crezând că poți să-i lași cum se spune, cu pianul între etaje, și să pleci la altă lucrare. În sfera financiară, reușești, dar incapacitatea de a dispune cu prudență de bani poate duce la ruină, iar la bătrânețe poți pierde o mare parte din ceea ce posezi. Sfaturi pentru tine. Încearcă să nu te bazeze numai pe tine însăți. În primul rând, pentru că riști să pierzi orice obiectivitate. În al doilea rând, îți vei pierde cu siguranță prietenii. Încearcă să captivezi și să păstrezi oamenii cu optimismul inepuizabil, care este punctul tău foarte și atrage pe alții. Nu ești mentor și nu ești plictisitoare deloc, aceasta este forța ta. Încearcă să nu-ți faci viața amară. Mila și bunătatea, atunci când sunt folosite cu înțelepciune, pot aduce mult mai mult. În cele din urmă, lupta cu lumea întreagă și dușmanii este o poziție înțeleaptă, pentru că ai nevoie de un loc sub soare, dar nu globaliza și nici nu ajunge în partea extremă. Nu uita de acei oameni care sunt întotdeauna aproape invizibil și imperceptibil de aproape, oferă-le daruri rudelor și prietenilor, apreciază ceea ce ai și nu numai ce ai realizat tu nu uita de prezent în căutarea unui viitor spumant. Amintește-ți tradițiile, originile, neamul, ce cadouri ți se potrivesc. Ești o fire practică, nu-ți plac surprizele. În ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri, pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.